după ce am făcut cunoștință în edițiile anterioare cu unele dintre cele mai renumite cadre didactice din Galați, acum a sosit momentul să ne reîntoarcem pe băncile școlii. În ciuda faptului că învățământul românesc este aspru criticat, școlile de aici au dat foarte mulți olimpici, chiar internaționali. Un exemplu în acest sens este Laura Avram, o elevă cu o inteligență sclipitoare, un model gălățean care în curând va deveni și model american. Un interviu cu și despre actuala generație, multe amintiri din perioada liceului și performanță. Am pășit pragul Colegiului Vasile Alexandrie acum 8 ani de zile. Am venit aici în clasa a 5-a. Nu pot să spun că mi-amintesc exact acele momente. Cred că eram foarte emoționată pentru că încercasem din greu și să intru la acest colegiu. Încă din clasa a 5-a știam că a veni aici înseamnă a ținti către sus și înseamnă a avea acces la oportunități foarte mari. Și mă bucur să văd că 8 ani mai târziu nu m-am înșelat. Când au început să vină rezultatele? Pot spune că la noi, la LVA, există o anume cultură a olimpiadelor. Am început să merg la concursuri și la olimpiade încă din clasa a 5-a. Am început ușor-ușor cu materiile standard, să spun așa, română și matematica, iar pe măsură ce avansam și pe măsură ce materiile se diversificau, am fost din clasa a 7-a la olimpiade de franceză și engleză, la concursuri la Râmnicu Vâlcea de română, engleză, matematică. Pot spune că m-am început chiar din clasa a 5-a să merg la olimpiade. Ce persoană au avut o influență în formarea ta? Persoanele care au avut cea mai mare influență în formarea mea sunt, fără doar și poate, părinții mei. Deși, ca orice adolescent, există, vă dați seama, certurile, să spun, și micile dispute aferente, pot spune că aceștia sunt responsabili pentru cine sunt acum. Încă de la mama, care mi-a cumpărat extrem de multe cărți când eram mică, țin minte că mergeam la 5-6 ani și ne întorceam acasă cu sacoșe de cărți și cred că așa a devenit cititul și așa au devenit materiile umaniste o pasiune pentru mine. Apoi, mulți profesori au avut o influență pozitivă asupra mea. În principal, trebuie să o amintesc pe doamna Nicoleta Ioniță, doamna dirigintă, care m-a ajutat foarte mult în procesul de aplicații și fără de care nu aș fi putut realiza aplicații, nu aș fi putut primi o bursă în Statele Unite. Iar apoi, profesoare de suflet mi-a fost doamna de chimie, Roxandra Șerban, care a vrut foarte mult să mă direcționeze spre drumul acesta al chimiei, dar, din păcate, nu a reușit pentru că am hotărât că am o formare mult prea umanistă ca să-mi permit această direcție științifică și doamna Mariana Anton, profesoara mea de limba română. Ce calități trebuie să aibă elevul care aspiră la performanță școlară? Cred că dacă aș vrea să dau un răspuns standard, aș spune că trebuie să ai putere de muncă, ambiție, determinare, dar principal cred că nu trebuie să te oprești niciodată, deși sună ca o zicală standard folosită de mult prea mulți oameni. Clasicul, dacă ai câștigat continuu, dacă nu ai câștigat continuu, cred că se dovedește adevărat. Cel puțin pentru mine s-a dovedit adevărat de multe ori. Cred că pur și simplu trebuie să continui să faci ceea ce îți place și cel mai important trebuie să găsești ceea ce îți place. Eu mă aflu printre, să spun, ghinioniștii care nu au găsit din start, să spun, materia câștigătoare. Sunt elevi care descoperă din primii ani de școală o anume materie, devin foarte buni și apoi continuă. Eu am avut foarte multe peregrinări, am fost bună la matematică în gimnaziu, apoi am cochetat o vreme cu științele, cu chimia în clasa a 9-a, am fost apoi la național la franceză,
în cele din urmă m-am reprofilat pe română, clasa 12 am fost la Național la Filozofie, am avut așa un periplu printre materii, încercând să găsesc pasiunea și obiectul care să mă facă să-mi dedic tot timpul și care să mă facă să învăț până la epuizare. Așa că aceste două lucruri cred că sunt cele mai importante, să știi să găsești ceea ce îți place și să nu te lași până nu găsești acea pasiune și să continui mereu lăsând la o parte rezultatele așteptate. Cea mai frumoasă amintire din perioada liceului, asta cred că este una dintre întrebările fulger de care vorbeați mai devreme. Nu pot să spun că există o amintire cea mai frumoasă din timpul liceului, dar una care în mod sigur îmi rămâne dragă este când am pășit pentru prima oară, să spun așa, în Statele Unite. Îmi amintesc că pe avion fusesem cu alte două fete care și ele obținuseră această bursă la nivel național pentru a face acolo un an de liceu și pe tot parcursul zborului spuneam în continuu, vai de mine, mergem în America, ajungem în America, nu venea să credem. Și când am ajuns, efectiv, știu că am văzut un Dunkin' Donuts, un magazin foarte faimos de fast food din Statele Unite și erau niște ziare Times, am mers în primul chioșc și sentimentul că în sfârșit sunt în America, lucru pe care voiam din clasa 5-a, a fost foarte neașteptat și foarte plăcut. Te gândești să te stabilești în Statele Unite după finalizarea studiilor? Nu am luat încă în calcul această posibilitate, nu prea m-am gândit la asta pentru că știți cum este, pare o perspectivă foarte îndepărtată. Nu știu dacă neapărat mă voi putea stabili în Statele Unite, după cum știți este destul de greu să obții o viză de muncă sau să reușești să-ți continui studiile printr-un program doctoral. Pot spune că o carieră academică mă atrage foarte mult și mi-ar plăcea mult să aplic la un program doctoral într-un domeniu umanist și cred că din punctul acesta de vedere mi-ar plăcea să mă stabilesc acolo pentru că învățământul fiind o asemenea calitate este oportunitatea cea mai viabilă din punct de vedere al continuării unui traseu academic. Laura știe cel mai bine că învățătura presupune multă muncă și hărnicie, elemente care o fac greu de iubit, dar odată ce descoperă cel ceva de care nu poți nici cum să te saturi, totul se transformă în interes, curiozitate și ambiție. În ciuda faptului că învățământul românesc este aspru criticat, școlile de aici au dat foarte mulți olimpici, chiar internaționali. Cum se explică acest lucru? Există o polemică bazată pe acest lucru, din punct de vedere al faptului că această critică a învățământului nu se bazează pe învățământul vârfurilor sau învățământul celor mai de jos, ci pe învățământul mediu. Eu pot spune că sunt de acord cu faptul că învățământul mediu ar fi de criticat, deși, după cum ați spus și dumneavoastră, există foarte mulți olimpici internaționali și există persoane capabile să facă performanță la acest nivel, dar cred că învățământul românesc ar trebui să pună mai mult accentul pe educația elevului de rând și nu neapărat pe performanță. Deși la noi se încurajează mult performanța, cred că ar trebui să ne axăm și pe lucrurile de bază necesare unei educații medii. Cum sunt programele școlare și metodele de predare din alte țări în comparație cu metodele de aici, din România? Eu mă pot exprima numai cu privire la Statele Unite.
Acolo am făcut mult mai puține materii și se fac mult mai puține materii, 5 sau 6 maxim, comparativ cu 14 aici. Pot spune că deși facem mult mai puține materii, învățământul este mult mai profund. Se acoperă materia dintr-un materia pe care aici am face un 2-3 ani, se acoperă acolo într-un singur an. Spre exemplu, la cursul de chimie pe care l-am luat anul trecut, am făcut materie de clasa 9, clasa 12 și foarte multe lucrări de laborator. La materii umaniste, precum literatura americană sau literatura franceză, se merge mult mai puțin pe partea critică. Nici nu se aduc în discuție critici literari, ci se axează foarte mult pe părerea elevului și pe părerea personală pe care o ai vis-a-vis de fiecare segment al acelei opere. Se merge foarte mult pe creativitate și eu vorbesc de acest lucru de câte ori am prilejul, pentru că am avut norocul să am un profesor de engleză extrem de inovativ, care făcea, citeam la un moment dat litera stacojie și dumnealui scotea o plantă din ghiveci, punea planta plină de pământ pe masă și ne spunea să scriem un eseu fulger de 20 de minute în care să relaționăm un anume act din cartea lui Nathaniel Hawthorne cu gestul lui. Sau ne punea să facem tot felul de experimente sociale prin care să ne șocăm colegii, la fel cum... Dă-mi un exemplu, te rog. Un exemplu de experiment social. Ți-ai șocat colegii? Eu am făcut, am ales să fac ceva ușor mai, să spun, rebellious, pe care, un gest pe care părinții mei l-au blamat puțin și eu am ajuns acum să mă gândesc ușor... am ales să-mi vopsesc părul albastru pentru o lună. Asta după ce colega mea de cameră, făcând același experiment, își tunsese părul scurt. Avea părul foarte lung ca mine și apoi și l-a tuns băiețește. Așa că pentru o scurtă perioadă de timp, pentru mine scurtă perioadă, pentru că ei nu i-a crescut părul la loc, dar eu am fost capabilă să revin la culoarea inițială. M-am fost ușor perechea bizară a campusului. A trebuit să scriem un eseu despre asta, de vreo 10 pagini, cred, în care trebuia să analizăm reacțiile celorlalți cu privire la gestul nostru și în care trebuia să analizăm cât de mult se bazează stima noastră de sine, cât de mult se bazează gesturile pe care facem zi de zi pe părerile celorlalți. Citisem niște filozofi naturaliști americani la momentul respectiv la clasă, Emerson și Thoreau, iar aceștia vorbesc foarte mult de faptul că existența umană se bazează strict pe urmarea unor standarde și unor anumite convenții pe care trebuie să le urmăm ca să fim acceptați, și aceștia voiau să afirme că numai trăind în trăind unul singur, ca un fel de Robinson Crusoe, ne putem atinge adevărata esență. Și scopul acestui tip de experimente, am avut colegi care efectuau mătănii în fiecare pauză în mijlocul holului, era să arătăm că nu am putea face lucruri extreme, chiar dacă am vrea acest lucru, pentru că ne-ar fi foarte frică de oprobiul celor din jur, să spun așa. Colegiul Național Vasile Alexandrie stă pentru Laura spațiul devenirii, un loc magic, un loc al trecerii unei clipe alături de noțiuni noi, împreună cu profesorii, moderatori ai destinului. Laura, se vorbește mult și nu foarte bine despre actualele generații de elevi, că nu prea mai citesc, sunt dependenți de computer, emancipați mult prea devreme. Eu spun că, de fapt, această generație face față cu brio valului de modernitate. Tu cum vezi lucrurile? Consider că de foarte multe ori această blamare a tinerilor nu este făcută pe drept, pentru că foarte mulți dintre persoanele care ne blamează, să spun așa, nu aveau acces la actualele modalități de entertainment.
modalitățile de entertainment moderne, televizorul, calculatorul, internetul și așa mai departe. Totuși, chiar și în contextul acesta, nu consider și nu cred că se poate vorbi de un segment superior cultural în rândul celor mai în vârstă. Nu cred că există un decalaj la nivelul oamenilor cu cultură bogată, trecuți de o anumită vârstă și tinerilor cu cultură bogată. Așa că nu cred că există vreo diferență între generațiile actuale. De fapt, există foarte multe studii și foarte multe cărți care eu pot cita pe una care a fost foarte faimoasă, a strânit un mare val de controverse anul trecut în Statele Unite, se numește Freakonomics și analizează generațiile comparativ din punct de vedere cultural, din punct de vedere economic și așa mai departe și practic afirmă că nu există niciun fel de diferență pregnantă la nivelul generațiilor dacă nu există un boom, dacă nu există ceva care să determine, o măsură absolut radicală care să determine aceste schimbări, cum ar fi, spre exemplu, începerea unui război. În rest, nu cred că se poate vorbi de o diferență atât de mare la nivelul de cultură dintre tineri și dintre cei puțin mai în vârstă. De ce anume îți va fi cel mai dor când vei fi deja în Statele Unite ale Americii? Îmi va fi foarte dor, bineînțeles, de părinții mei și de prietenii mei. Îmi va fi dor de limbă, deși am învățat de foarte mult timp limba engleză și deși am avut norocul să o am pe doamna profesoară Ioniță ca profesoară, limba română rămâne limba în care m-am născut și limba în care mă simt cel mai confortabil, să spun așa, iar acest confort al limbii este unul neglijat când nu te-ai confruntat cu o situație diferită, dar când mergi într-o altă țară și te vezi nevoit să trăiești acolo, să fii acolo zi de zi, să îți pui cele mai... să vorbești constant în limba respectivă și să nu poți transmite nimic în limba în care ți-ar fi poate mult mai ușor să o faci. Ajungi să realizezi că a trăi într-o țară unde îți poți vorbi limba nativă zi de zi este un confort pe care unii nu-l au și pe care poate ceilalți l-ar aprecia mai mult. Eu sunt o persoană care, după cum se vede, îi place foarte mult să vorbească, îmi place mult să scriu și îmi plac mult cuvintele, motiv pentru care cred că îmi va lipsi să folosesc limba română cel mai mult. Am pentru tine și niște întrebări fulger. Artistul preferat? Îmi place foarte mult Van Gogh, Vincent Van Gogh, faimosul pictor olandez. I-am citit foarte multe din corespondența cu fratele său Theo Van Gogh. I-am văzut picturile, chiar și expuse la Muzeul de Arte din New York. Și întotdeauna am trăit cu speranța, după cum probabil știți, Vincent nu a început să picteze decât la vârsta de 20 de ani. Până atunci a fost, să spunem așa, în căutarea talentului său și am trăit mereu cu speranța că poate voi da și eu peste acest talent la vârsta de 20 de ani, pentru că până acum n-am avut norocul. Cu toții avem nevoie de mici pauze, de momente în care ne dorim să evadăm în lumea muzicii sau, de ce nu, în lumea filmului. Sau poate că ne-am dorit să ne rătăcim în orașul presărat cu galbenul zecilor de taxiuri grăbite și să privim celebrele lucrări expuse în Muzeul Metropolitan de Artă din New York. La imaginație stăm cel mai bine, dar să aflăm ce răspunsuri are Laura pentru noi la testul Fulger. Melodia preferată? Balada pentru Adeline. Ultimul film văzut? Requiem pentru un vis. Cine este Nicoleta Ioniță? Nicoleta Ioniță este doamna dirigintă, doamna fostă mea doamnă dirigintă, nu mă pot dezvăța de a-i spune doamna dirigintă. Este, după cum i-am spus, ticea noastră pentru totdeauna, pentru că îi place foarte mult să fie numită tici. Și este profesoara care, învățând, după cum i-am spus într-o felicitare de Crăciun, care a reușit
să facă zicala to teach is to touch a life forever adevărată. A preda înseamnă a atinge o viață pentru totdeauna și cred că doamna profesoară reprezintă exemplul perfect ce demonstrează această zicală. Facebook sau o carte de la bibliotecă? Amândouă. New York sau Galați? New York, clar. Engleză sau franceză? Și aici trebuie să dau tot un răspuns ușor. În engleză, te rog să-mi răspunzi. I don't know which one I should choose, even though I'm really close to English and I've been able to learn it really well while living in the United States. I still love French a lot, and with the help of my teachers, I've been able to also read, write, and speak this language very well as well. So it would be very hard for me to make a distinction, and I'm going to say both. Interviul a ajuns la final, dar nu și povestea Laurei. Ea, povestea, va continua cu un geamantan, multe cărți, prieteni și experiențe minunate în cel mai mare oraș al Americii. Pentru Laura, New York va deveni pentru următorii 4 ani contextul celei mai complexe și fascinante experiențe. Despre Laura Avram vom auzi cu siguranță numai lucruri frumoase. Este eleva care și-a lăsat o amprentă definitivă asupra școlii gălățene și nu numai. Îți mulțumesc!